Cinta cimitirului aici, în spate, în acopacilor, în oficialități, da? Deci, domnii care stați acolo, pe partea stângă și dreaptă, da? Doamnelor, domnilor, poftiți în cinta cimitirului acolo, că trebuie să fie garda de onoare, da? Vă mulțumesc că m-ați înțeles. Hei, doamnă, ce faceți? Mi-am cerut voie, dar domnul Văsoiu. Păi cereți voie pe mantă. În mijloc. Hai cu mine.
Colegul fotograf. Azi mai încerc să fim toți speciali. Bună ziua! Începem ceremonialul militar religios aici, în orașul Târgu Ocna, închinat eroilor de acum 100 de ani ce s-au jertfit pe aceste meleaguri la Cerișoaia, Coș, Nafi, Măgura. Carte Maria! Semnalul de întâmpinare.
Hai să așezi, să așezăm, da? Începem ceremonialul militar religios cu intonarea imnului de stat al țării noastre. Vom efectua slujba religioasă în an preasfințite doctor Ioachim. Vă rugăm să aveți amabilitatea alături de soborul de preoți să oficiați slujba de pomenire a eroilor căzuți pe aceste meleaguri acum 100 de ani. Muzica militară intonează rugă! Thank you.
binecuvântați înalt preasfințite stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine zi și limba te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, ceea ce ești credincioșilor mântuire. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările tale. Ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odinește, Dumnezeule, pe robii tăi și așează rai unde cetere sfinților, Doamne, și dreptii ca luminătorii strălucesc pe adormiții robii tăi, odihnește trecându-le lor toate greșalele. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe străboșești, pentru integritatea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor,
De la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dorit viața lumii tale. Însuți, Doamne, în sufletele fericitilor într-o adormire eroi, ostași luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închitori, în deportări, pentru apărarea patriei, a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Și odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte. Și că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Miluiește! Este vierea și viața și odihna, sfatul de la adunisilor ropilor tăi, eroi neamului rolnesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu brațul Tău cel preanalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin nepătimirea Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auză-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru românesc, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă. Iar prin iubirea ta de oameni, rânduiești în ceata dreptilor aleșilor tăi, pentru care au celor ostași care au căzut pentru credință și patrie și s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroi. Sufletele acelora, ca un nor de mărturii, ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor, păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă blestarul libertății noastre. Pentru aceasta, dezleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, precum pe pământ ei au fost socotiți în ceata aleșilor tăi, așa și în cer, să-i numere cu ostașii căzuți pentru credințe sfinții mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa să fie înaintea ta, Dumnezeule, acești eroi ai noștri, care au căzut vitejește la datorie, lupta cea bună luptând și calea vieții lor bine săvârșindu-o. Pentru aceasta, dreptul judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile lor prin lupta lor, să le urăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează-ne și binecuvintează pe poporul tău, binecredincios, român de pretutindeni, pe conducătorii țării, armata țării, dăruiește-ne biruința asupra celor protivnici, bunăsporire, înveșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nu credești de-a noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Înalt prea sfințite să pâne binecuvintează. Ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciurile preacurate Maicii tale, ale slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor sfinților. Sufletele fericiților într-o adormire eroi ai neamului românesc, în corturile dreptului să le așeze, amin, în sânurile lui Avram să se odihnească, amin, împreună cu dreptii să numere, amin, să ne miluiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi ai neamului românesc și le fălore, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fălore, Doamne, veșnică pomenire. Și din veac în veac și le fălore, Doamne, veșnică pomenire. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Distinția autorități centrale, județene, municipale, stemate autorități militare, iubiți credincioși și credincioase, dragii noștri, binecredincioși români patrioți. Cuvântul meu de astăzi l-am intitulat Fericiți făcători de pace, că aceia Fiii lui Dumnezeu se vor chema. Și că astăzi, 11 august, anul Mântuirii 2017, aici, la Târgu Ocna, prin aceste solemnități militare și religioase, în fața monumentului eroilor neamului nostru jertfiți, noi comemorăm pe cei care s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea, identitatea și spiritualitatea neamului nostru. Comemorăm, deci, pe făcători de pace ai poporului român. În Sfânta Scriptură a Noului Testament, mai exact în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos prezintă oamenilor singurele ființe raționale din univers care au conștiință de sine, 9 fericiri, care nu sunt altceva decât 9 căi pentru a accede în Împărăția lui Dumnezeu în calitatea de Fiu al lui Dumnezeu. Printre aceștia sunt și făcători de pace. Deci, făcători de pace, cei care s-au luptat pentru dreptate, pentru libertatea țării, sunt numiți de către Biserică și neamul nostru fericit. Nu pot avea această stare de har cei care nu întreprind nimic atunci când dușmanii țării, de orice natură, atacă integritatea teritorială sau spirituală a țării, ci pe cei care s-au luptat și au dat sângele, au murit pentru patrie și popor, se numesc fericiți.
Fii al lui Dumnezeu sau Hristos după har. Cuvântul făcător de pace, pacifist, înseamnă cel care creează liniștea, pacea din dezordinea războiului, cel care creează din haos, din nimic, cum odinioară Dumnezeu a creat lumea din haos, din nimic, căci atunci când Dumnezeu a creat lumea din nimic, la urmă spune, după cum spune Scriptura, a zis, a văzut și a crezut și că toate era foarte bune. Adică pacea era aceea care împărțea peste toată creatura încărcată de energia divină necreată. Altfel spus, pacea era pecetea lui Dumnezeu pusă pe finalitatea din univers. Dar cuvântul pace are aceeași rădăcină cu pac. Aceasta înseamnă că atunci când oamenii se înțeleg între ei, se stabilizează armonia, dreptatea și unirea, iar Dumnezeu este prezent prin iubire. Așa că, după Sfânta Scriptură, pacea înseamnă plenitudine în unitatea dragostei divine. Astfel, pacificatorul, adică făcătorul de pace, este cel care stinge în jurul său mândria, orgoliu, curiozitatea, ambiția, avariția. Este cel care seamănă iertarea acolo unde este intrigă, unirea acolo unde este discordie, iubirea acolo unde este pură. De aceea, astăzi, când comemorăm făcătorii de pace, ne întâlnim mistic cu acești bravi eroi martiri ai neamului românesc din toate timpurile și din toate părțile, mai ales cei care îi prăzlămim astăzi în mod deosebit, care s-au sacrificat acum 100 de ani pe aceste plaiuri mioritice românești, moldave, îi numim astăzi făcători de pace și martiri al lui Dumnezeu. Comemorându-i, simțim că sufletele lor ne înconjoară ca un nor, că mormintele lor păzesc hotarele patriei noastre, iar sângele lor udă permanent arborele libertății noastre. Și astăzi, când contemplăm sacrificiul suprem al bravilor noștri eroi, trebuie să înțelegem că orice jertfă dreaptă este urmată de victorie, așa cum înțelegem că în biserică, după cruce, vine învierea. Deci astăzi, dragii mei, pe lângă lacrime și flori, să înșingem în fața sacrelor lor morminte, pentru a ne ruga ca Dumnezeul păcii și al îndurărilor să binecuvinteze cu puterea și iubirea sa de oameni pe eroii neamului pe care să-i așeze în ceata martirilor, iar noi, care prin jertfa lor trăim liberi, să ne dea totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu ieșit din jertfenicia lor, precum și curajul de a imita. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Dragii mei, pentru faptul că avem această distinsă solemnitate, la cererea protopopului și la propunerea lui care a organizat împreună cu municipalitatea și cu alte autorități această ceremonie, m-am gândit în mod solemn să ofer câteva diplome de onoare pentru cei care au organizat și țin demnitatea neamului românesc, a Armatei Române și a tuturor acelor care se sacrifică pentru bunul mers, pentru pacea țării noastre. Înalt preasfinția voastră, pentru aleasa binecuvântare de a fi prezenți în mijlocul nostru, acești oameni care sunt fii eroilor neamului nostru românesc. Dați-mi voie ca în cinstea lor să dau citire acestei diplome de onoare. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, centenar, 1917-2017, diplomă de onoare, se acordă domnului Cristian Ioan Videscu, secretar de stat al Departamentului Centenar Guvernul României, în semn de recunoștință pentru implicarea alături de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în organizarea evenimentelor dedicate centenarului luptelor de la Coșna și Cireșoaia, județul Bacău. Semnează
Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, voi da citire în continuare tuturor distinselor nume pe care n-ar prea sfințitul nostru Ioachim le-a binecuvântat. Domnului Sergiu Nistor, consilier prezidențial al Departamentului Cultură, Culte și Centenar. Distinsei doamnei prefect Maricica Luminița Coșa, domnului președinte al Consiliului Județean Sorin Brașoveanu, distinsului domnului economist Ștefan și lochii primar al orașului Târgu Ocra. Domnului colonel Cristian Telegaș, comandantul Brigăzii 2, Vânătorii de Munte, Sarbi, Segetuza, Brașov. Domnului colonel Ilie Pintilescu, Brigada 61, Vânător de Munte, General Virgil Vădulescu, Mercurea Ciuc. Doamnei deputat Teodora Șocan, domnului senator Dragoș Benea, domnului colonel Cătălin Beșa, comandantul batalionului 435, sprijin logistic Ciuc, Mercurea Ciuc, domnului colonel Costel Cristea, comandantul batalionului 24, Vânători de Munte, general Gheorghe Avramescu, Mercurea Ciuc, domnului Vasile Cristea, comandantul Brigăzii 61, Vânător de Munte, general Virgil Vădulescu, Mercurea Ciuc, domnului primar Gheorghe Bodea, doamnei Iulișca Victoria, primarul Comunei Pârgărești, domnului general Vasile Jenică Apostol, domnului colonel rezervă Paul Valerian Timofte, domnului Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic, Moldova, domnului profesor Corneliu Stoica, căruia îi mulțumim în mod deosebit, părintelui militar colonel Mihai Mitra, Episcopia Covasnei și Harghitei, părintelui Teodor Bijei, consilier eparhial Episcopia Covasnei și Harghitei, domnului colonel Gabriel Morgan, comandantul batalionului 22, Vânători de Munte, Cireșoaia, Sfântul Gheorghe, domnului Cristian Aurelian Ciubotaru, domnului Nikita Neculai Drăgănuță, viceprimar al orașului Târgu Ocna, și domnului comandor dr. Valerică Vrăjescu, comandantul garnizoanei Bacău, și totodată domnului major Breacână Cristian, comandantul comanduirii de garnizoane. Mulțumim tuturor și ne iertați dacă s-a întâmplat să greșim vreun nume. Mulțumim foarte mult în al preasfinția voastră. La umbra fagilor bătrâni, ce stau de strașă pe coline, oi tu să-și poartă unduios a sale ape cristaline. El curge astăzi liniștit, dând suflet blând ca de cimpoi. Oh, de-a vorbi câte ne-ar spune din anii aceia de război. Ne-ar spune că acum un veac această vale moldovană purăta doar sânge de soldați căzuți în lupta transmontană. În orice susuri de izvor disting ca într-un prelung ecou profundul geamăt de mister scăpat din pieptul de ecou. Pe creste te mai găsesc și azi câte un stejar uitat de ani. În trunchiul lui tainic s-ascund schije și gloanțe de dușmani. Și arborii ce cresc pe munți aduc prinos de mulțumiri că-și trag toseva din pământ udat cu sânge de martiri. Chiar bolovanii de pe stânci, purtați în vale de șuvoie, au devenit altar sfințit, zidit pe oase de eroi. În nopți senine parcă văd pe ceri luceferi strălucind,
sunt sufletele de eroi ce au căzut pe front luptând. Aici livezile sunt cimitire, iar pomitoți care rodesc sunt cruci ce moșii le-au sădit și de eroi ne amintesc. Când clopotele în sărbători ne cheamă iar la liturghie, ecoul lor mai pomenește pe cei căzuți la datorie. Poienile din munți sunt pline de iarbă bună pentru oi, dar glia lor este înțesată de o seminte de eroi. Tot pelerinul care astăzi străpunge munții pe oituz, el mai aude la tot pasul sinistrul zgomot de obuz. Această vale-i catedrală și-a devenit de mult simbol, iar bogăția ei perenă sunt oasele de la subsol. Veniți să facem anamneză de bravii noștri sfinți eroi, să trecem liberi azi pe vale, că este pace, nu război. Poem alcătuit de înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Mulțumim înalt preasfințitei și preacucernici părinți pentru slujba de pomenire și pentru cuvintele frumoase adresate aici. Continuăm ceremonialul militar. Vă rog să-mi permiteți acum să invit la microfon pe domnul consilier prezidențial Constantin Dudu Ionescu pentru a prezenta mesajul președintelui României. Domnule consilier, aveți cuvântul. Mesajul președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, adresat participanților la manifestarea comemorativă organizată pentru marcarea 100 de ani de la bătălia de la Oituș și de la luptele de la Cojna și Cireșoaia. Târgu Mureș, Târgu Ocna, 11 august 2017. La 100 de ani de la bătălia purtată la Oituș, aduc astăzi, în numele statului român, un omagiu plin de recunoștință eroilor care s-au jertfit pentru țară pe aceste meleaguri. Manifestările de aici arată că România nu și-a uitat ostașii căzuți în războiul de reîntregire. Comemorarea luptelor de la Cojna și Cireșoaia, alături de la bătăliile de la Mărăști și Mărășești, simbolizează profunda noastră considerație față de cei care, prin sacrificiul lor, au făcut posibilă Marea Unire. Inspirată de chemările regelui Ferdinand, de dăruirea reginei Maria, modernizată cu sprijinul misiunii militare franceze, condusă de generali și ofițeri, al căror nume stau înscrise în panteonul națiunii, armata română s-a împotrivit cu succes unor forțe copleșitoare, demonstrând tăria idealului național. Faptele de arme glorioase din tranșele de la Mărășești, Mărăști și Oituz, au salvat România de la un destin sumbru și au deschis calea către realizarea marilor aspirații ale poporului român. Pe frontispiciul mauzoleului de la Târgu Ocna, stă scris: spuneți generațiilor viitoare că noi n-am făcut datoria. Este o chemare la responsabilitate adresată fiecăruia dintre noi de a continua opera înaintașilor și de a dezăvârși proiectul care a animat toate generațiile începând cu 1848. Construirea unei Românii unite, o țară a instituțiilor moderne, a drepturilor și a legii egale pentru toți. În aceste zile de pioasă aducere aminte, în locurile în care s-a scris istoria marilor opțiuni moderne ale României, vă chem, dragi concetățeni, să clădim prin educație și coeziune o patrie puternică, o națiune angajată profund în proiectul european și euroatlantic. Acestea sunt garanțiile noastre de prosperitate și securitate. Aceasta este moștenirea pe care o vom lăsa celor care vor veni și care vor înțelege astfel că și noi, la rândul nostru, ne-am făcut datoria. Klaus Werner Iohannis, președintele României.
Mulțumim foarte mult, domnule consilier prezidențial. Vă rog să-mi permiteți să invit acum la microfon pe secretarul de stat, domnul Cristian Ioan Văestru. În alte oficialități, distinși invitați, dragi participanți, suntem astăzi și astăzi în slujba datoriei morale pe care o avem de a cinsti jertfa săvârșită în urmă cu 100 de ani pe aceste meleaguri și care, după cum știm, a deschis calea României și a românilor de a fi împreună cu toții în România Mare. Participarea la astfel de evenimente este o datorie pe care o avem cu toții, indiferent de statutul social, indiferent de vârstă, pentru că, doamnelor și domnilor, și mai ales dragi copii, patriotismul nu este nici ilegal, nu este nici imoral, nu contravine nici valorilor europene, nici principiilor care stau la baza NATO, este dimpotrivă cel mai frumos sentiment pe care îl putem avea față de țară și cea mai sfântă obligație pe care o avem față de țară. Iar scara pe care acest patriotism, pe care trebuie să-l promovăm și să-l cultivăm, este de la nivelul sub pământ, unde zac eroii de acum 100 de ani, acolo este cel mai înalt nivel al patriotismului. Și iată, mii de români au făcut această jertfă și ne-au lăsat liberi și uniți. De aceea, să spunem, de fiecare dată când trecem pe lângă un monument, Dumnezeu să ierte și să nu uităm, pentru că istoria ne va pedepsi. Mulțumesc! Mulțumim, domnule secretar de stat. Vă rog să-mi permite să invit la microfon pe prefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa. Doamnă prefect, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, bună ziua, bun găsit tuturor. În al preasfinția dumneavoastră, domnule consilier prezidențial, domnule ministru Viorel Ilie, domnule președinte al Consiliului Brașovean, domnule primar, distins oaspeți, doamna deputat, onorată asistență, dragi cetățeni ai orașului Târgu Ocna. Ca și reprezentant al Guvernului în teritoriu, doresc să vă transmit mesajul nostru de pios omagiu eroilor neamului românesc. Dacă ne gândim că pe acest teren, pe acest pământ pe care ne aflăm cu toții astăzi, eroii noștri, acum 100 de ani, erau într-un impas. Felicit pe cei dintre dumneavoastră care vă aflați astăzi aici împreună cu copiii pentru a transmite mai departe tradiția noastră a neamului românesc. Datorită lor, a eroilor noștri, trăim pe un pământ liber și avem o țară liberă. Să le aducem un pios omagiu. Guvernul României susține acțiunile de la Târgu Ocna. Guvernul României, prin cei doi miniștri pe care îi are, prin domnul ministru Viorel Ilie și domnul ministru Lucian Șova, împreună cu domnul Sorin Brașoveanu, am inițiat un proiect de hotărâre pentru susținerea tuturor acțiunilor pentru a-i cinsti pe eroi neamului nostru de acum 100 de ani și nu numai. Vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi aici alături de noi să cinstim eroii neamului nostru. Dumnezeu să-i odihnească. Mulțumesc tuturor! Mulțumim și noi, domnule prefect. Vă rog să-mi permite să invit la microfon pe președintele Consiliului Județean, domnul Sorin Brașovean. Domnule președinte, aveți cuvântul. În al preasfinția voastră, preacucernici părinți, oaspeții noștri de seamă, domnul consilier, reprezentantul președinției române, domnule ministru, domnule consilier de stat, reprezentantul Guvernului României, stimați comandanți ai batalionilor Vânători de Munte, doamnă prefect, doamnă deputat, doamnelor și domnilor primari, distinși oaspeți, stimați invitați, dragi locuitori ai orașului Târgu Ocna.
Sunt onorat să particip astăzi împreună cu dumneavoastră la evenimentele dedicate centenarului luptelor de la 1917. Bătăliile duse în aceste locuri au rămas în memoria istoriei ca adevărate pagini de martiriu în care ostașii români au făcut sacrificiul suprem pentru credința lor, pentru idealul de a avea o țară unită în care românii să poată trăi liber și demn. Deviza generalului Eremia Grigorescu, pe aici nu se trece, a însemnat imboldul de nestăvâlit care a făcut din ostașii români scutul care a salvat soarta războiului pe aceste meleaguri. Victoriile ostașilor români din vara anului 1917 au avut o importanță deosebită cu prețul a nenumărate jertfe fiind realizată Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Așa cum zilele acestea la slujbele de pomenire s-a menționat, județul Bacău a avut un cuvânt greu de spus în economia războiului din 1917, pentru că în situația căderii frontului de la porțile Apuseni ale Moldovei ar fi urmat cucerirea întregii țări de către inamic. În punctele cheie de pe teritoriul județului au fost concentrate importante forțe militare pentru a opri și respinge intențiile cotropitoare dinspre Apus. În atare condiții, pe frontul băcăuan, care se întindea pe sectorul limită cu ținuturile Putnei, județul Vrancea de astăzi, mănăstirea Cașin, Bogdănești, Oituz, Pârgărești, Slănic Moldova, Târgu Ocna, s-au dat crâncene lupte, fiecare palmă de pământ fiind stropită cu sânge românesc, dar și de inamic. Luptele purtate în județul Bacău, la Oituz, pe dealurile Sticlăriei, Grozeștii, vârfurile Coșna, Cireșoaia și Știbor au intrat definitiv în istorie ca momente de răscruce. Jertfa a fost una dintre cele mai mari pe teritoriul județului Bacău, aflându-și sfârșitul eroic peste 80.000 de militari, români, germani, ungari, austrieci, ruși, evrei și turci, care își află odihna veșnică în cele 13 cimitire ale eroilor și în unele monumente individuale. Pentru comemorarea jertfei eroilor căzuți pe aceste meleaguri și pentru cinstirea memoriei lor, așa cum a prezentat aici și doamna prefect, Consiliul Județean, împreună cu instituția prefectului, în cadrul proiectului Bacăul Eroic Oituz, a treia poartă de fier a Moldovei, 2017. În acest an, orașul Târgu Ocna va beneficia de sume alocate atât pentru reabilitarea unui monument important pentru această zonă, cât și pentru realizarea unui monument nou. Este vorba despre reabilitarea cimitirului cu tunuri, aici unde suntem noi astăzi, și realizarea monumentului dedicat eroismului vânătorilor de munte pe dealul Ciroșaia, aflat pe teritoriul administrativ al orașului Târgu Ocna. Va fi de asemenea reabilitat și drumul de acces către monumentul eroilor de pe dealul Cireșoaia din orașul Târgu Ocna, toate aceste investiții ridicându-se la suma de 9.300.000 lei. Faptele înaintașilor ne sunt lecții de viață. Ne vorbesc despre voința și putința de a ține piept vitregiilor istoriei, despre curaj și unitate. Ne vorbesc și despre faptul că a fi român este în egală măsură o virtute, o datorie care obligă la verticalitate, conștiință și responsabilitate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Mulțumim, domnule președinte al Consiliului Județean. Invit la microfon acum pe domnul colonel Vasile Cristea, comandantul brigăzii 62 vânător de munte, general Virgil Bădulescu din Mercurea Ciuc. Domnule colonel, aveți cuvântul. Domnule consilier prezidențial, domnilor miniștri, stimată audiență, dragi camarazi, dată asistenția voastră, preacucenii, părinți, ne aflăm într-un moment marcat de emoție, cu o încărcătură deosebită, istorică, moment în care expresiile reîntregirea neamului, ultimul bastion al României, sau pe aici nu se trece, capătă adevăratul conținut, plin de consistență dureroasă, dar în același timp onorabilă.
Corpul de elită al vânătorilor de munte comemorează cu mândrie trecerea unui secol de la faptele de vitejie ale eroilor noștri, conduși de marul Virgil Bădulescu, care în 11 august 1917, la miezul de noapte, primirea misiunii, batalionul de vânători de munte, de la Mosoarele, urcă pe creasta Vrânceanu și atacă în lungă acestea către Cireșoaia, ordin de luptă al batalionului de vânători de munte a fost primit de la generalul Constantin Plezar. În scurt timp, fără recunoașteri, fără pregătiri detaliate, batalionul de vânători de munte a fost angajat din mers, în ascuns, traversându-l totuși de la sud de Târgu Ocna și ieșind pe creasta Vrânceanu, unde a atacat dinamicul luptele de la Târgu Ocna, Cireșoaia, Vrânceanu și Oituz, mult amintită cotă 789, au generat un ecou mondial al vremii, iar pentru noi înseamnă astăzi responsabilitate și datorie sfântă de a duce în memoria tuturor eroismul înaintașilor noștri vânători de munte. Comemorăm astăzi 100 de ani de la realizarea unor fapte de vitejie deosebite, când dragostea de țară și grija față de pământul strămoșesc au animat sufletele vânătorilor de munte, conduși de maiorul Virgil Bădulescu, împingându-i într-o luptă greu de imaginat, mai bine de jumătate dintre ei plătind cu viața. Faptele mărețe ale vânătorilor de munte, din vara lui 1917, petrecute pe aceste locuri, curajul dovedit pe timpul atacurilor asupra inamicului, stoicismul cu care și-au menținut pozițiile, dovedesc caracterul puternic al acestui popor, ne obligă moral și la respect față de această țară, față de strămoșii noștri și față de urmașii acestora. Vânătorii de munte de azi cistesc cu mândrie devotamentul unității conduse de maiorul Virgil Bădulescu acum 100 de ani și se simt privilegiați de calitatea antemergătorilor corpului de elită al vânătorilor de munte. Dumnezeu să odihnească sufletele militarilor jertfiți. Și vă rog să-mi permiteți ca în numele vânătorilor de munte să ofer în primul rând un act de distinție. Atestat șeful statului major al Forțelor Terestre, dorind a răsplăti meritele domnului Panțâru Constantin Claudiu pentru susținerea activităților armatei, promovarea imaginii instituției militare și contribuția deosebită adusă în sprijinul activității desfășurate în comun cu vânătorii de munte, conferă emblema de merit partener pentru apărare clasa 3-a, acordat la București, pe data de 05.06.2017, semnează șeful statului major al Forțelor Terestre. O să permiteți să numesc maților reprezentanți o diplomă de onoare cu prilejul aniversării centenarului luptelor la Cosma Cireșoaia 1917-2017, domnului secretar de stat, Videscu Cristian Ioan. Doamne prefect al județului Bacău, Poșa mai ca luminița. Domnului primar al orașului Stănii Moldova, Baciu Gheorghe. Doamne primar al comunei Pânderet, Iulișca Coria. În altă sfințită, arhiepiscopul Romanului și Bacăul Ioachim. Părintele lui Protopop, Bărgăianu Ioan. Vă mulțumesc și cam atât am văzut. Mulțumim foarte mult, domnule colonel. Încheiem alocuțiunile și invit la microfon pe domnul profesor Stoican. Domnule profesor, aveți cuvântul. Domnule consilier prezidențial, înalt preasfinția voastră, preacurucernici părinți, doamnelor și domnilor
parlamentari și miniștri, doamnă prefect, brav vânător de munte, distinși oaspeți, dragi concetățeni. Exact acum un secol cădeau primele obuze pe locul pe care ne aflăm acum. Svelta turnă a bisericii Sfântul Nicolae se prăbușea. Începeau zile de foc pentru orașul martir Târgu Ocna. În aceste zile, porțile sudice ale orașului, Coșna și Cireșoaia, deveneau teatru celor mai aprice și sângeroase lupte de pe frontul Oituzului. Puțin știu că la un moment dat, aici s-a jucat soarta statului român. Coșna devenise ultima redută de apărare a Moldovei, iar Cireșoaia va fi ultima luptă majoră dată pe frontul românesc. Regele Ferdinand, generalii Alexandru Averescu, Artur Băitoianu, Nicolae Rujinski, Mihail Schina, Henri Matias Bertelor, ofițeri precum Virgil Bădulescu sau Marcel Olteanu, au insuflat dorința soldaților de a rezista până la capăt. Căliți în lupte, sfătuiți și sprijiniți de comandanții lor în momente de vremelnică disperare, ostașii români, cavaleriști, infanteriști, vânători de munte, aviatori, artileriști, preoți și medici militari au făcut ca orgoliul german să cedeze în fața îndărăniciei ostașilor români. Aici s-au scris momente de eroism legendar. Aici au trecut în neuitare ostașii diviziilor 1 și 7 infanterie, 1 cavalerie, batalionului vânător de munte și alte unități de elită armate române. Aici eroi precum Constantin Brăileanu, Constantin Mușat, Ghighe Demetriade, Ion Grămadă au intrat în galeria marilor eroi și devin eroi pentru eternitate. Și aș vrea să vă prezint un foarte scurt citat din sutele, miile de lecturi pe care le-am făcut și am găsit câteva lucruri care poate reprezintă un mesaj și pentru astăzi, datorat nu un istoric, pentru că atunci au scris politicienii, istorici, militari, ci unui arheolog celebru, Vasile Pârva. El publica în 1923 niște memoriale. Iar într-unul dintre ele, am să vă redau, deci e un citat foarte scurt, deci nu vă rețin prea mult, dar foarte interesant. Și spune așa: Îngenunchiați, voi ce ați rămas în viață, înaintea maestății celor ce au căzut la Mărășești și Târgul Ocna. Acolo s-a făurit din nou, prin moartea incomparabilă, pactul vieții eterne a rasei noastre. În tragedia luptei fără speranță, acolo s-a petrecut schimbarea la față a marelui martir, țăranul ostaș. Glorie eternă și recunoștință veșnică ostașilor români. Vă mulțumim frumos, domnule profesor. În continuare, primarul dumneavoastră a localității Târgu Ocna va înmâna diplome, plachete și medalii unor personalități ce sunt prezente aici la această manifestare. Domnule primar, vă rog. La prezenția voastră, preacucernici părinți, domnule Dionescu, consilierul prezidențial, domnilor secretari de stat, reprezentanții guvernului, domnilor senatori, domnilor deputați, mulțumat de domnule președinte al Consiliului Județean, Sorin Brășoveanu, doamna prefect, stimați comandanți ai unităților militare, vânători de munte, Sfântul Gheorghe și Miercurea Ciuc, stimați reprezentanți ai instituțiilor din orașul Târgu Ocna,
Dragi colegi primari din localitățile învecinate, vă mulțumesc foarte mult că astăzi ați fost alături de Târgu Ocna la această manifestare deosebită. Este un eveniment unic, nu se știe dacă mai vom avea curând un asemenea eveniment. Dragi cetățeni ai orașului, dragi copii, mă bucur că astăzi ați fost alături de Primăria Orașului, de Consiliul Local, de toți invitații noștri. Vă mulțumesc și vă rog să-mi permiteți să înmânez câteva diplome. Se înmânează Excelenței sale domnului Claus Werner Iohannis, președinte României, prin domnul Constantin Dudu Ionescu, diplomă, carte, medalie, jubiliară. Vă rog, domnule. Aceeași distinție domnului Constantin Dudu Ionescu. Ministru pentru relația cu Parlamentul, domnul Viorel Ilie. Domnului secretar de stat Cristian Ioan Videscu. Înalt preasfinției sale, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Ioachim. Părintelui protopop Ioan Bârgăoanu, Protoieria Onești. Doamnei deputat Șotcan Teodora. Doamnei prefect Maricica Lăminița Coșa. Domnului președinte al Consiliului Județean, Sorin Brașovean. Domnei consilier județean, Floarea Ivanov. Domnului Asandei Vasile, director Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Domnului colonel Vasile Cristea, comandantul brigăzii 61 Vânător de Munte, general Virgil Bădulescu, Miercurea Ciuc. Domnului colonel Cristian Teglaș, Brigada 2 Vânător de Munte, Sarmi Segetuza, Brașov. Domnului colonel Gabriel Moglan, comandantul batalionului 22 Vânător de Munte, Cireșoaia, Sfântul Gheorghe. Domnului colonel Cătălin Pesea, comandantul batalionului 435, Sprijin Logistic Ciuc, Miercurea Ciuc.
domnului locotenent colonel Cristian Arsene, locțuitorul comandantului batalionului 17 vânător de munte, Dragoș Vodă, Vatra Dornei. Domnului locotenent colonel Constantin Stroie, șeful de stat major al batalionului 21 vânător de munte, general Leonard Mociulski Predeal. Domnului locotenent colonel George Cornea, comandantul batalionului 206 artilerie, general Mihail Lăcătușu din Brașov. Domnului locotenent colonel Rafael Grama, locțuitorul comandantului batalionului 24 vânător de munte, general Gheorghe Avrămescu, Miercureciu. Domnului major Gheorghiță Mihailiuc, comandantul companiei 206 cercetare Brașov. Domnului primar Valentin Vierul, primăria municipiului Moinești. Domnului primar Nicolae Gnatiuc, primăria municipiului Onești. Domnului primar Gheorghe Baciu, primăria orașului Slănic, Moldova. Domnului primar Adrian Paul Forcoș, primăria Târgu Trotuș. Doamnei primar Victoria Ilișca, primăria Pârgărești. Domnului primar Ionică Câdă, primăria comunei Măgirești. Domnului primar Constantin Toma, primăria Dărmănești. Domnului primar Gheorghe Bodea, primăria Oituz. Domnului general dr. Vasile Jenica Apostol, președintele Asociației Naționale a Oficerilor de Rezervă din județul Bacău. Domnului chestor de poliție Vasile Oprișan, inspectorul inspectoratul județean de poliție Bacău,
prin reprezentantul domnul Marius Adăscăliței, comandantul postului de poliție Târgovna. Doamnei director Simona Drob, Direcția Județeană de Cultură Bacău. Domnului profesor Vinică Munteanu. Domnului profesor Vinică Munteanu și domnului profesor Constantin Stoica. Cu aceasta, ceremonia de înmânare de plachete și diplome a luat sfârșit. Urmează ceremonialul de depunere de jerbe și coroană de flori la Monumentul Eroilor, aici, la cimitirul Cutunuri, din orașul Târgu Ocna. Vă rog să-mi permiteți să mânez o diplomă domnului colonel Timofte, care de două zile încoace, ura mi mai taci. Vă rog, domnul colonel, și vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care ne-ați acordat, pentru că noi primarii nu ne prea pricepem la acest protocol militar. Ne-ați salvat dumneavoastră și nu cred că toate au fost bune, dar oricum, toate greșelile sunt ale dumneavoastră, meritele sunt ale noastre. Mulțumesc! Pune coroana de flori din partea administrației prezidențiale prin domnul consilier prezidențial, domnul Constantin Ionescu Dudu. De flori din partea Parlamentului României. Doamna deputat Teodora Șoșcanu însoțește delegația. Și domnul ministru. Depune coroană de flori domnul ministru pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Pune coroana de flori domnul secretar de stat Cristian Ioan Videscu.
de flori din partea instituției prefectului județul Bacău, doamna prefect Maricica Luminița Coșa. De flori din partea Consiliului Județean Bacău, prin domnul președinte Sorin Brașoveanu. Partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, soborul de preoți conduși de înalt preasfințitul dr. Ioachim. Corona de flori din partea brigăzii 61 vânători de munte. Partea brigăzii 2, vânător de munte. Depune coroana de flori garnizoana Bacău. Coroana de flori din partea Poliției Locale Târgu Ocna.
coroană de flori din partea jandarmeriei Târgocna. Depune coroana de flori Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, Major Constantin Iene Bacău. De flori din partea primarului orașului Târgu Ocna. De flori din partea Consiliului Local al orașului Târgu Ocna. Partea primăriei municipiului Onești. Se pregătește primăria municipiului Moinești. Din partea municipiului Moinești, a primăriei. Flori din partea comunei Dărmănești. Orașul Dărmănești, scuzați-mă. De flori din partea orașului stațiune Slănic Moldova. Coroană de flori din partea comunei Pârgărești.
corona de flori din partea comunei Oituș. Corona de flori din partea comunei Târgu Trotuș. De flori din partea Direcției de Cultură Bacău. Și vom încheia ceremonialul de depunere de jerbe și flori la Monumentul Eroilor de aici, la Cimitirul Cutunuri, cu o coroană din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Ceremonialul militar de depunere jerbe și corone s-a încheiat. Invităm întreaga audiență pentru a vedea pentru prima dată sau a doua sau a cincea oară, nu mai știu când, în Târgu Ocna parada militară cu tehnică de luptă și cu trupe veniți de către cei mai vașnici oștari. Dragii mei, facem toți o linie ca să nu ne încurcăm, da? Să vă mulțumim pentru vizionare!
2-3 pași mai spate. Au plecat. Colegii, 2-3 pași ca să prindem cu cadru și cu cercetările și cu trompeții mai spate, ca să avem pe linie, să prindem exact frumos cadru. Colegul, suntem toți aici. Mai spate, mai spate, mai spate, mai spate. Așa este acolo la umbră, sunt toate tipuri militare. Mâna unde? Așa este acolo cu toate tipuri militare. Vezi că se lasă camera cu coarte. Să vă mulțumim pentru vizionare!